Meditație la versetul 40, să n-ajungă ei fără noi. Cât de minunată este dragostea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, dar mai ales pentru cei mai păcătoși, cum a zis Sfântul Apostol Pavel, dintre care cel dintâi suntem oricare dintre noi. La 1 Timotei 1,15. Cât de mare este dragostea păstorului pentru toate oile sale, dar mai ales pentru cea mai rătăcită, care a fost mai departe de el și care am fost fiecare dintre noi, cum scrie la Luca 14,4-7. Cât de mare este dragostea unui părinte pentru toți copiii săi, dar mai ales pentru cei din urmă. O mamă a fost întrebată odată, pe care din cei 7 copii ai tăi îl iubești tu cel mai mult? Ea a răspuns, pe cel mai mic, până ce crește și el mare, pe cel mai slab, până ce se întărește și el, pe cel care este departe până ce vine și el aproape iarăși, pe cel bolnav până ce se face și el sănătos, pe cel lipsit până când ajunge să aibă și el, pe cel mai nepriceput până ce capătă și el pricepere, pe cel care nu-l iubește pe Domnul până ce ajunge să-l cunoască și el. Adică pe cel din urmă, până când ajunge să fie și el întâi. Cât de mult ne-a iubit pe noi Dumnezeu, că a oprit toată coloana mântuiților lui în drum, ca să nu intre ei în sărbătoarea slavei, până ce vom ajunge și noi, cei atât de întârziați. Noi, cei care ne-am pierdut atâta vreme de la drumul sfânt, cu nimicurile, cu gunoaiele, cu deșertăciunile lumii acesteia, deși ni s-a spus de la început să nu ne legăm inima de ele, fiindcă toate sunt numai niște deșertăciuni și amăgiri și visuri, putând fi luate de la noi în orice clipă și noi de la ele oricând. Și totuși cât de mult întârziem și acum, când e gata candela să se stingă, mirele să vină, ușa să se închidă, când mulți frați de-ai noștri sunt departe, de-abia se mai zăresc pe drum, iar noi cu înșelăciuni de șarte, mulți n-am plecat nici până acum. Dar, prea iubiților, cuvântul lui Dumnezeu ne științează din ce în ce tot mai puternic și mai aspru, că Domnul este aproape, că e foarte aproape, că e la uși chiar. Matei 24:33. La uși, adică la ușile fiecăruia și la ușa tuturor. Dumnezeu a vrut ca toți sfinții lui să n-ajungă în slava lui fără noi și de aceea ne-a trimis și nouă, poate cea mai puternică dintre toate soliile trimise de el pentru chemarea la mântuire, de multe veacuri încoace. Ne-a ridicat pe unul dintre cei mai mari gorniști ai veacurilor din urmă, pentru ca să strige puternică, odată, încă o dată și pentru ultima dată, poate, chemarea și trezirea mântuirii pentru noi cei întârziați, până când nu ajung ei la mântuire, la răsplată, la desăvârșire și ușa să se închidă fără noi. Dar, deși trâmbița aceasta a dat un sunet atât de puternic și de deslușit, câți oare am ținut seamă de sunetul trâmbiței acesteia ca să se pregătească de lupta mântuirii lor? Și câți au luat cea mai puternică împotrivire contra acestui cuvânt sfânt? Câți dintre cei din biserica noastră, în loc să primească, au respins solia, și cei din mijlocul poporului nostru, în loc să primească, s-au dovedit potrivnici?
Cât de bun a fost Dumnezeu față de noi și cât de împotrivitori suntem noi mulți față de El. Dar slavă veșnică Duhului Sfânt, care s-a îndurat și n-a lăsat ca sunetul acesta dulce și duios să rămână zadarnic. Vuietul vântului ceresc a trezit și în țara noastră și în biserica noastră un popor sfânt, al cărui număr crește mereu și a cărui frumusețe se desăvârșește tot mai mult. Ferice, zice psalmistul, de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței și care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele Tău și se fălește cu dreptatea Ta, căci Tu ești fala puterii Lui și în bunăvoința Ta ne ridici puterea noastră, căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. În Psalmul 89, 15, 18. Sub scutul puternic al împăratului Iisus Biruitorul, această sfântă oștire duhovnicească a mielului duce lupta răbdării, a rugăciunii, a smereniei și a credinții, a vestirii cuvântului curat și sfânt, pe aceleași căi și între aceleași împrejurări, cu aceleași mijloace, cum au dus această luptă și acei înaintași sfinți, despre care cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu ne scrie atât de frumos, să ne uităm țintă la ei, să ne aducem aminte de ei și de felul de viețuire a lor, pentru ca să le urmăm credința. Dragă suflete care auzi aceste lucruri, acum vreau să stau puțin de vorbă numai cu tine, să-ți pun o întrebare și să-ți fac o rugăminte. Nu ești tu cumva fiul unor părinți credincioși? Dacă da, vrei tu ca părinții tăi să ajungă la mântuire fără tine? De ce nu mergi și tu cu ei la adunare? De ce nu mergi și tu cu ei după Domnul? De ce nu-i asculți pe părinții tăi și nu-i însoțești pe calea Domnului și tu? Când din fața judecății lui Hristos se vor despărți cei mântuiți de-a dreapta și cei pierduți de-a stânga Lui, și când părinții tăi vor merge la mântuire, unde te vei duce tu dacă nu i-ai urmat aici, pe ei după Iisus? Sau poate că ești soțul unei soții credincioase, dar nu mergi spre mântuire cu soția ta, ci te duci la pierzare cu cei răi. Vrei tu oare ca ea să meargă acolo fără tine? Poate o iubești mult, că soția credincioasă este răbdătoare, blândă, evlavioasă, harnică și ține atât de mult la tine. Poate că n-ai vrea pentru nimic în lume să meargă ea nicăieri fără tine. De ce în veșnicie vrei ca ea să se ducă la mântuire singură fără tine? Ce vei face tu când va trebui să te desparți de soția ta pe totdeauna, mergând ea într-o parte, iar tu în cealaltă? Poate ești părintele unor copii credincioși, poate sora unor frați sau surori credincioase, poate vecinul unor oameni credincioși, dar până astăzi tu n-ai plecat pe calea mântuirii, tu nu te-ai hotărât pentru Domnul, tu nu te-ai născut din nou, tu nu mergi cu ei. Te rog din toată inima, nu mai amâna întoarcerea ta la Dumnezeu, nici o clipă. Nu mai amâna clipa hotărârii tale, nu mai amâna, nu mai amâna, nu mai amâna. Să nu mai ajungă nimeni înaintea ta la mântuire, să nu mai intre nimeni înaintea ta pe poarta mântuirii cerești, să nu o mai ia înaintea ta nimeni la hotărârea, la predarea și la întoarcerea la Dumnezeu. Au luat-o atât de mulți, au intrat atât de mulți, s-au dus atât de mulți până acum,
Nu se știe care este clipa când ușa se va închide, ceasul în care trâmbița va suna, momentul în care numărul se va împlini. Chiar dacă numai unul va fi înaintea ta, atunci în zadar, ușa s-ar putea să se închidă chiar în fața ta. Ce vei face tu atunci? Deci vino chiar acum. Aceasta am avut să te întreb și aceasta am dorit să te rog. Ascultă-mă. Amin.